bine v-am găsit. Desfășurăm astăzi ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Rural al Comunei Borcea. Vă rog să vă ridicați, intonează imnul de țară. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Borcea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Nu am răspuns provocărilor și am făcut o campanie onestă, corectă și cinstită. Nu am răspuns provocărilor adversarilor mei politici și le voi răspunde în acești următori 4 ani de mandat prin fapte și nu prin dezinformare și minciuni și tot ceea ce mi s-a adus în campanie electorală. În altă ordine de idei, vreau să vă spun încă de acum. Să știți că sunt un om ferm, corect și hotărât. Proiecte frumoase pentru comună și aici le știți foarte bine, aducerea de gaze în comună, de asfaltare la toate străzile care au rămas. Noi avem deja 99% asfalt, dar pentru aceasta am nevoie de o echipă bine pregătită profesional, o echipă de
consilieri, o echipă care eu mi-am ales-o și împreună și cu consilierii din opoziție, împreună să ne ajute bunul Dumnezeu. Trăiesc și eu cu emoție încărcătura acestei zile, ca fiecare dintre dumneavoastră și nu pot să spun altceva decât că jurământul pe care noi l-am rostit astăzi este un angajament ferm de a participa activ la ședințele Consiliului Local, de a ne implica cu responsabilitate și cu onestitate în toate proiectele pe care domnul primar le are propuse prin platforma program, iar cuvântul de ordine care trebuie să fie între noi consilierii, cei care avem majoritatea în Consiliul Local și reprezentanții opoziției, să fie conlucrare, astfel încât, la sfârșitul mandatului, să trăim cu toții bucuria de a fi parte a unor realizări cu care comunitatea noastră s-a dezvoltat și prin contribuția noastră. Îl felicit pe domnul primar și voi fi alături în toate proiectele care vizează dezvoltarea comunității noastre ca sfătuitor și implicată în același timp. Vă doresc tuturor sănătate și putere de muncă și să ne apucăm de treabă, pentru că proiectele sunt ambițioase și timpul ne presează. Felicitări tuturor și să ne vedem cu bine la și cu participare activă la ședințele Consiliului Local. Domnule prefect, onorați invitați, să împărțim astăzi emoția unei zi importante atât pentru comunitatea Borcea, cât și pentru familia mea. Această ceremonie de investire a domnului primar, cu siguranță că am așteptat-o cu toții și dovadă că rezultatul pe care Daniel Nedelcu Batista l-a obținut în alegeri, fiind mandatat de către dumneavoastră, să vă reprezinte pentru încă 4 ani de zile. Eu sunt convinsă, domnule primar, că acum aveți experiența necesară, puteți spune chiar și maturitatea, pe care ar trebui să o aibă un om în administrație și sunt convinsă că această ambiție care vă reprezintă pentru binele comunității Borcea va sta alături în realizarea fiecărui proiect. Eu nu pot să-ți urez decât putere de muncă, să reușești să ai succes în fiecare proiect pe care tu l-ai gândit pentru binele locuitorilor Borcea. Sunt convinsă că ai mult mai multe proiecte nerostite și aici mă refer la absorbția de fonduri europene, pentru că știm cât de importantă este, sau cel puțin cât de valoroasă este pentru comunitatea pe care noi o reprezentăm astăzi. Și nu în ultimul rând, vreau să felicit și să aduc toată aprecierea și recunoștința celor care fac parte din consilierii locali, cei care vor fi alături și cei care până la urmă te vor sfătui și te vor ajuta astfel încât fiecare proiect pe care împreună l-ați gândit să fie dus la îndeplinire. Închei prin natura sănătate, că e mai importantă, cel puțin în momentele pe care astăzi le trăim, și, bineînțeles, sănătate tuturor locuitorilor Comunei Borcea și județului Călăraș. Te felicit încă o dată, Teodor, iar ca să fie nu putem. În primul rând o să încheiem ședința aici, drept pentru care doamna secretar general, vă rog să consemnați procesul verbal prevederi de legii 161. Da, le-am și comunicat prin piesările. Vă rog să-mi permiteți să vă adresez și eu câteva cuvinte. Să felicit în primul rând consilierii aleși și care astăzi au depus jurământul. Să vă doresc mult succes în activitate. De asemenea, pe domnul primar. Și vreau să mă opresc un pic să vă spun câteva cuvinte despre Comuna Borcea în ceea ce mă privește. Am răspuns pe Comuna Borcea de 4 ani de zile alegerile care au fost în această localitate. Am tot trecut. Am rămas impresionat de domnul primar cum câtă putere de convingere are
Și această putere de convingere nu vine din o discuție sterilă cu cetățeanul din Comuna Borcea, ci este susținută și de faptele pe care, așa cum le enumera aici domnul Pandea și ceilalți domnul consilier, proiectele cu... Deci vine și cu ceva rezultate, rezultate care pare să că sunt notabile, am zis ceva rezultate, dar cei care recunosc că proiectele au fost finalizate și că această localitate arată cum arată, înseamnă că sunt rezultatele pe care dumneavoastră le-ați așteptat. Faptul că ați câștigat aceste alegeri, această bătălie, cu scorul pe care l-ați câștigat, se datorează acestei echipe, condusă de către domnul primar. Domnul primar, care dacă vrea să aducă un singur vot partidului pe care l-a reprezentat, un singur vot aduce. Dacă vrea să aducă 1000 de voturi în plus, 1000 de voturi aduce. Și ce concluzie tragem din asta? Că cetățenii acestei localități sunt alături de dânsul. Este un băiat hotărât, și îmi permit să spun lucrul ăsta, că îl cunosc de foarte mulți ani, este un băiat hotărât, este un băiat ferm, este un băiat care, pe care te poți baza în orice moment. Deci, nu întâmplător este a câștigat și acest mandat, iar promisiunea pe care le-a făcut domnule primar, cu sprijinul pe care am văzut și domnul consilier s-a oferit, domnul Pandea, să reușiți să le finalizați, să fiți sănătos. O felicit și pe doamna Roxana, care a fost alături permanent de către domnul primar, candidat și pe timpul campaniei electorale, că sunt convins că l-ați încurajat, ați fost alături de el și încrederea și energia, în primul rând, din familie, a primit-o și după aia de la cetățenii acestei localități. Vă doresc succes tuturor, sănătate multă și să realizați tot ceea ce v-ați propus pentru următorii 4 ani.